Bună ziua, numele meu este Cătălin Stănescu, sunt profesor de istorie din Pitești, membru al Societății de Științe Istorice din România și membru al filialei Cultul Eroilor din Pitești. Pentru astăzi aș vrea să vă vorbesc despre personalitatea unui mare voivod al secolului al XV-lea numit Vlad Țepeș, domnitor al țării românești. Am gândit această lecție pentru elevii care vor susține examen de admitere la istorie în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, iar această prezentare se dorește a fi un foarte bun material în acest sens. Trebuie să începem de la originea domnitorului. Astfel, Vlad Țepeș este fiul al lui Vlad Dracul, nepot al lui Mircea cel Bătrân și frate vitreg cu Radu cel Frumos. Am spus că pe tatăl său îl chema Vlad Dracul, fiind și el domn în perioada 1436-1447 cu întreruperi. Supranumele de Dracul provenea de la faptul că domnul Vlad Dracul era membru al Ordinului Cavaleresc al Dragonilor, prin bunăvoința împăratului Germaniei și regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Era o mare cinste să fii membru al acestui ordin cavaleresc. Cum acest cuvânt de dragon seamănă în românește și are aceeași origine cu termenul de drac, care este o altă denumire a cuvântului de necurat, din acest motiv i s-a spus și lui Vlad Țepeș Dracula, adică fiul lui Dracul. De unde însă vine faima de vampir a lui Vlad Țepeș? Marele domnitor român a intrat în conflict cu negustorii sași din Transilvania, care încălcaseră dispozițiile domnitorului în ceea ce privește locurile în care le era permis să-și desfacă mărfurile. Fiind pedepsiți cu o mare severitate, sașii au răspândit în Europa știri despre isprăvile sângeroase ale lui Vlad Țepeș, în așa numitele povestiri germane. Acesta însă nu era cu nimic mai crud decât alți monarhi al acelei vremi, ca de exemplu Ludovic al XI-lea, lege al Franței, Richard al III-lea, monarh al Angliei și alții. Nu trebuie să uităm despre cruzimile Inchiziției, care a condamnat la moarte prin ardere pe rug pe zeci de mii de persoane în țările din apusul continentului nostru, în special în Spania. Cât despre execuția prin tragere în țeapă, aceasta nu a fost inventată de domnitorul țării românești, ci se pare că era de origine germană. Informațiile din povestirile germane au fost preluate și exagerate de irlandezul Bram Stoker, care în 1897 a publicat romanul Dracula, în care vorbește despre un conte Dracula, vampir, care ar fi locuit în Transilvania. Cartea lui Bram Stoker a generat un mare număr de alte lucrări despre vampirism și despre Dracula, cum ar fi filmele de groază, care au avut un mare succes în Occident și mai ales în Statele Unite. În continuare vom vorbi despre începutul domniei lui Vlad Țepeș. Ajuns domn al țării românești, Vlad Țepeș a inițiat o politică extrem de dură, îndreptată împotriva boierimii, care contesta puterea absolută a domnului, de asemenea a atacat pe cei necinstiți, corupți, dar și a luptat împotriva invadatorilor otomani. Instrumentul utilizat împotriva dușmanilor interni și externi a fost tragerea în țeapă. Metodele dure folosite de domnul țării românești, cum am spus, nu erau mai crude decât cele ale altor monarhei vremii. Ludovic al XI-lea al Franței, sultanul otoman Mahomed al II-lea, precum și țarul Rusiei Ivan cel Groaznic. Faima de conducător sângeros a lui Vlad Țepeș a fost pusă în circulație de negustorii sași, care au fost pedepsiți cu o cruzime de neiertat pentru faptul că nu au respectat poruncile domnului în legătură cu locurile în care aveau permisiunea să facă negoți în țara românească și l-au supărat pe voievodul țării românești. Cum a început conflictul cu Imperiul Otoman? Întotdeauna conflictul țării românești cu Imperiul Otoman se datora refuzul plății tributului. De asemenea, și Vlad Țepeș, atunci când a avut consolidată domnia, a refuzat să mai plătească tribut. Sultanul a răspuns prin încercarea de a-l captura pe domnitorul țării românești. A fost trimis Hamza Pașa pentru a-l prinde pe Invicleșu, însă acesta a eșuat.
În același timp, cu refuzul plății tributului, în Europa, Papa Pius al II-lea relansa sau încerca să relanseze ideea de cruciadă împotriva turcilor. Acesta este momentul în care Vlad Țepeș, în înțelegere cu regele maghiar Matei Corvin, acționează pentru a lupta împotriva turcilor. Istoricul George Ducas, cel care a scris destul de mult despre domnitorul țării românești, ne prezintă un moment în care sultanul Mahomet îl cheamă pe Vlad Țepeș pentru a plăti tributul pe care țara românească era îndatorată să îl plătească. Și spune așa istoricul Ducas: a trimis Mahomet al II-lea un sol pentru a veni la închinăciune și să aducă 500 de băieți plus tributul în valoare de 10.000 de galbeni aur. Voievodul a spus că galbenii i-a pregătit să-i dea, dar băieții nu poate. Iar despre sine să vină la închinăciune, aceasta este cu neputință. Când sultanul a auzit acestea, și-a adunat o armată foarte mare, aproximativ 100.000 de soldați, cu care a încercat să se îndrepte către țara românească. Campania din iarna anului 1461-1462 a fost inițiată de domnul român prin atacarea cetăților turcești de la Dunăre, provocând pierderi umane și materiale imense adversarului. Mahomet al II-lea a condus în persoană armata care trebuia să-l pedepsească pe Vlad Țepeș. Turcii au fost contracarați prin aceeași tactică a pământului pârjolit, care a provocat pierderi însemnate invadatorilor. Vlad Țepeș a utilizat factorul psihologic cu mare eficiență. Armata otomană, obosită, înfometată și demoralizată, a mai avut de suportat o lovitură în momentul în care erau expuși militarii otomani executați cu câtva timp înainte. Spectacolul acela înfiorător se pare că l-a făcut pe sultanul Mahomet al II-lea să dea ordinul de retragere. Aceste din urmă informații ne sunt parvenite de la istoricul Nicolae Stoicescu, cel care a scris o lucrare despre Vlad Țepeș și în care reia faptele prezentate de la Onic Cealcu-Condil. Ele sunt prezentate astfel. La câțiva kilometri de Târgoviște, pe unde știa că va trece sultanul, Țepeș pregătise un spectacol special. Pe o lungime de circa 3 km și o lățime de 1 km se întindea o câmpie de țepe, în care erau înfipți 20.000 de cadavre de turci. În coșurile piepturilor celor morți, intrați în putrefacție, ciorile și vulturii își făcuseră cuiburi. Între cei uciși se aflau ostași ai islamului și mai presus de toți se afla Hamza, subașa mort al Giurgiului Ars, purtând încă pe ciolanele sale mucede zdrențele de catifea roșie. Acesta era un spectacol pentru turci și pentru însuși împăratul, cu înțelesul de sultan. În fața acestei sinistre priveliști, turcii s-au înspăimântat foarte. Iată ne ajuns și la data de 16-17 iunie 1462, atunci când a avut loc atacul de noapte de la Târgoviște. Trebuie să spunem că despre această expediție din 1462 împotriva lui Țepeș a consemnat același istoric George Ducas în lucrarea Istoria Turco-Bizantină 1341-1462, din care aflăm informații valoroase. Ni se spune că Vlad Țepeș i-a mutat pe toți supușii lui în locuri strâmte de munte și în locuri acoperite de păduri, iar câmpurile le-a lăsat pustii și vitele de tot felul le-a mânat mai înăuntrul hotarelor. Tiranul Mahomet al II-lea a trecut Danubiul, cu înțelesul de Dunărea, a străbătut mai bine de 7 zile și nu a găsit nimic, nici om, nici cel mai însemnat animal și nici ceva de mâncare sau de băut. Și ajungând într-un loc frumos, așezat ca o livadă, a văzut mii și mii de par sădiți în pământ, încărcați în loc de fruct, cu oameni morți și în mijloc pe Hamza, tras în țeapă. La vederea acestei amenințări, tiranul s-a înspăimântat foarte și noaptea, când a tras corturile, fiindu-i frică, a tras șanțuri și a ridicat valuri și a stat în mijlocul lor. Vlahul însă, sculându-se dis de dimineață și rânduindu-și bine oamenii de sub el, a năvălit când era încă întuneric și, nimerind în partea dreaptă a taberei, a intrat deodată înăuntru și până în ziua a tăiat turcii fără de număr și până ce s-a luminat de ziua, mulți turci s-au ucis între ei. Când însă s-a făcut dimineața, vlahii au intrat în țarcurile lor și s-au culcat.
iar tiranul, sculându-se, plin de rușine, a trecut Danubiul și a ajuns la Adrianopol. Trebuie să spunem că această luptă de la Târgoviște a fost câștigată prin iscusința lui Vlad Țepeș, și anume el și-a deghizat aproximativ 300 de soldați în turci, a profitat de o noapte cu o ceață foarte deasă, în care nu se vedea nici la jumătate de metru, și a intrat în tabăra turcilor cu intenția de a-l ucide pe sultan. A fost o înfrângere fără doar și poate usturătoare pentru sultanul turcilor. Însă, boierimea l-a acceptat domn pe Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, după această luptă, adus de otomani, și au restabilit plata tributului. În același timp, Vlad Țepeș s-a retras în Transilvania, sperând că Matei Corvin își va respecta angajamentele pe care și le luase față de papalitate de a continua lupta anti-otomană și îl va sprijini. Regele Ungariei însă era preocupat în acea vreme de alte conflicte care înghițiseră, se pare, și banii trimiși de papă în vederea organizării cruciadei anti-otomane, astfel că a preferat să se debaraseze de incomodul domn Muntean. A inventat deștrădarea de către Vlad Țepeș a cauzei creștinilor și l-a capturat pe acesta, ținându-l închis la Buda între 1462 și 1476. Au fost de fapt niște scrisori falsificate de către negustorii sași, pe care le-a folosit drept pretext. Perioada aceasta în care Vlad Țepeș a fost arestat este și perioada în care încep să se răspândească și povestirile germane, izvorâte din mediul oraselor săsești, care avuseseră conflicte cu Țepeș și care l-au portretizat pe domnitorul Muntean ca pe un tiran sadic și încetat de sânge. Când în anul 1476 Ungaria tindea să reia lupta anti-otomană, Vlad Țepeș a fost eliberat cu ajutorul lui Ștefan cel Mare, vărul său, ceea ce arată faptul că trădarea de care fusese acuzat nu a existat niciodată. A fost ajutat să revină pe tronul țării românești de către Ștefan cel Mare, cel care i-a dat o mică oștire, însă a murit la puțin timp într-o luptă cu turcii, în condiții misterioase, așa cum a fost și întreaga sa domnie, cel mai probabil fiind ucis de către Lajota Basarab, om al turcilor. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să păstrați legătura cu mine, iată cum o puteți face. Mă găsiți pe Facebook, numele de Stănescu Cătălin. De asemenea, în această platformă mă puteți găsi și pe pagina de grile, numită Grile Istorie 2019-2020, Antrenament Academia de Poliție, Argeș, o pagină interactivă și noutate absolută în ceea ce există în România, prin faptul că prezintă grile, le explică în timp real. De asemenea, pot fi găsit pe canalul de YouTube intitulat Muzică și Istorie, Corina și Cătălin Stănescu, unde vă rog să dați un like și un subscribe. De asemenea, vă prezint și cărțile pe care le-am scris, două culegeri de mare impact: Sinteze, cronologie și teste de istorie pentru admiterea în cadrul SNPAP Târgu Ocna și teste de istorie pentru admiterea în Academie de Poliție, grile explicate și comentate foarte pe larg. Nu ezitați să mă contactați, solicitați cele două culegeri, mai ales că aceasta de Academie este blocată în cel mai mare grup dedicat admiterii. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați urmărit acest material până la final și sper că v-a folosit.